Daniel Oțil și Gabriela Prisăcariu formează unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi. În urmă cu câteva luni, Dani Oțil a acceptat propunerea de a fi cel de-al patrulea jurat de la iUmor, fără să-și imagineze ce ar putea urma. Gabriela Prisăcariu nu vorbește prea des despre relația ei cu Dani Oțil la TV. Cei doi preferă să se manifeste în online, acolo unde sunt urmăriți de sute de mii de persoane. Totuși, cum niciodată să nu spui niciodată, Gabriela a ieșit la rampă și l-a atacat pe soțul ei într-o manieră foarte elegantă. Modelul a acceptat propunerea celor de la iUmor și va veni cu un text foarte tăios. Din păcate, Dani Oțil nu va avea scăpare, căci asta presupune ocuparea celui de-al patrulea scaun de jurat. Gabriela nu s-a ferit să facă afirmații nici despre cel mai discutat subiect care are legătură cu soțul ei, și anume Mihaela Rădulescu. Primul invitat la nuntă pe listă a fost Ristei. Este adevărat, nu Răzvan, pentru că bunica lui Dani s-a mutat la Monaco. Soacră-mea i-a explicat lui Dani că primul lucru în viață când te însori este să treci pe listă lăutarii, a spus Gabriela Prisăcariu. Mihai Bendeac s-a blocat la auzirea unei asemenea glume și nu i-a venit să creadă ce aude. Faptul că Mihaela Rădulescu a fost numită bunică i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Diferența dintre cei doi a fost mereu una vizibilă, dar Gabriela a vrut să mai puncteze încă o dată acest lucru. Ediția cu Dani Oțil, în ipostază de jurat, va fi difuzată duminica aceasta. Cel mai probabil, Gabriela Prisăcariu nu este singura care îl va ataca pe matinal. În platou este foarte posibil să-și facă apariția și colegii de la Neața cu Răzvan și Dani.